Vă mulțumesc frumos. Declarația mea politică se intitulează A fost nevoie să moară oameni și încă nu s-a terminat. Stimați colegi senatori, de 3 ani de zile trăim la nivel mondial o adevărată campanie de ucidere în masă, fie prin intermediul unor pretinse pandemii și nevoia iminentă de injectare cu vaccinuri netestate care omoară oameni, fie prin intermediul unor războaie care reduc numărul populației globului, dar repun pe alte făgașuri politica internațională, reașează polii de putere și modifică granițele. Până când am trăit să asistăm și la producerea de cutremure la comandă? În fapt, este un atac asupra Turciei din partea mai marilor lumii, cărora le-a displăcut total faptul că au fost puși la punct de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Mai mult, poziția acestuia de neutralitate și mediator în războiul ucraineano-rus a deranjat profund, mai ales că Turcia este a doua mare putere din punct de vedere militar în cadrul NATO. Poziția sa de a bloca aderarea Suediei la NATO, dar și discursul său la Davos, mai ales precum și gestul de a pleca în mijlocul conferinței, sfidându-l pe Schwab, nu a rămas fără ecou în lumea dură și rece a conducătorilor lumii. Însă nimeni nu s-a gândit că va fi nevoie să moară oameni, atâția oameni și într-un mod atât de mișelesc și este doar un avertisment, pentru că nu era zona cea mai populată a Turciei. 150 de replici ale unui cutremur devastator, al doilea mai mare ca primul fără existența unui focar, zona fiind stimulată artificial, armele geologice existând de foarte mult timp, folosindu-se până acum fără a cauza prea multe victime, probabil pentru experimente. Acum a fost pusă în practică. Dacă ne vom uita cu atenție pe harta conductelor din Turcia, o să vedem că este brăzdată de conducte de gaz și petrol, acestea fiind de fapt și unul dintre scopuri, distrugerea lor. Însă cu 10 secunde înainte de producerea așa zisului seism, Turcia a închis aceste conducte. În plus, cu 24 de ore înainte de producerea seismului, 10 state și-au retras ambasadorii din Turcia. Cu 5 zile înainte de producerea acestuia, MAE din România emitea o avertizare de călătorie pentru cetățenii români în Turcia, deși nu exista vreun pericol la fel alte țări. Omorând oameni